Bună și bine v-am regăsit! După cum v-am obișnuit, la sfârșitul fiecarei luni vin cu un clip de genul acesta, un fel de recapitulare a lunii în care vorbim despre diverse parfumuri, favorite, descoperiri. De exemplu, de data aceasta le-am pus așa pe categorii și avem Blind Buy-ul lunii, avem Obsesia lunii, avem descoperirile lunii și ce mai avem aici? Ieftin și bun. Da. Am pus eu așa parfumurile pe categorii, parfumurile de luna aceasta și avem și floralele pe care le-am purtat luna aceasta. Dar acesta este clipul în care includ și produse de machiaj, produse de îngrijire, produse pe care eu le folosesc și îmi plac și vreau să împărtășesc aici păreri cu voi. Haideți să începem cu parfumurile, așa cum fac de fiecare dată, și o să încep cu parfumuri ieftine și bune pe care le-am descoperit luna aceasta. Și voi începe cu Anaïs Premier de Lis, în această categorie de parfumuri ieftine și bune. Anaïs Premier de Lis de la Cacharel, o apă de toaletă care mie îmi place foarte mult, un parfum luminos, modern, plăcut, are ca și note pară, are citrice, are și flori în mijloc, iar în bază are cacao și cedru. Nu pot să zic că simt cacao, eu una nu m-am gândit la cacao când am purtat acest parfum, mai degrabă simt acea pară suculentă. Îmi place parfumul că este ușor, este luminos, este dulce și delicios în același timp, chiar este un parfum foarte frumos, iar pe mine persistă undeva la 4 ore, pentru apă de toaletă eu zic că este ok, are și un preț bun, deci eu chiar recomand parfumul acesta, îmi place foarte mult cum miroase, are acea pară suculentă, îmi place mult parfumul și da, îl super recomand. Tot din această categorie de parfumuri ieftine și bune, avem aici Pradox, pe care îl găsiți pe parfumat.ro. Este de la Edosa și acesta este inspirat de parfumul Prada Paradox. Îmi place foarte mult cum miroase, este un floral dulce, cumva o combinație este parfumul acesta. Eu simt și ceva din Libre, apa de parfum în acesta. Se simte și un neroli, dar vine imediat și vanilia, îndulcește acest parfum. Chiar îmi place mult, persistă bine, este intens și are și el un preț foarte, foarte bun. Torul, uitați-vă cât de iubit a fost parfumul acesta, pentru că nu îl folosesc doar eu, dar Autobiografii, Oh Boy, este un parfum foarte, foarte frumos, un parfum dulce și ca să-l descriu așa într-un fel, m-am tot gândit cum să-l descriu să mă înțelegeți mai bine. Miroase a dulceață de fructe cu vanilie. Cam așa ceva. Vai de mine cât de bine miroase. Am văzut că este din nou pe stoc pe Dubai Collection. Aveți și un cod de reducere dacă vreți să faceți cumpărături pe Dubai Collection. Codul este CC05. Și sticluța este foarte drăguță și prețul mi se pare ok, chiar îmi place mult parfumul acesta și persistă și foarte bine. Tot din categoria parfumuri ieftine și bune avem Misu. Acesta este inspirat de parfumul Dolce & Gabbana Parfum. Cred, eu nu am testat originalul, dar aici avem floare de portocal și vanilie. Este un parfum foarte elegant, foarte frumos și la fel, și parfumurile de la Misu sunt parfumuri inspirate după parfumuri celebre, sunt parfumuri pe care le găsim la prețuri ok, acesta chiar m-a cucerit și îmi place foarte mult mirosul, floarea de portocal se simte foarte clară și foarte curată, frumoasă, și are acea vanilie, cumva o zahăr, pudră, o floare de portocal presărată cu zahăr pudră, ceva de genul. Și ultimul parfum din această categorie de parfumuri ieftine și bune pe care l-am descoperit luna aceasta este Zenobia. Am vorbit mai mult despre acest parfum în clipul anterior, deci dacă vreți să vedeți mai multe parfumuri de la Maison Azrar, puteți să vă duceți să vedeți acolo.
Ei bine, acesta îmi place foarte mult că are flori albe, tuberoză, iasomie, dar îmi place foarte mult cum acoperă tonca toate aceste flori. Îmi place izul acela spicy pe care îl are, este un parfum elegant, sofisticat și este inspirat de parfumul Giorgio Armani Privé Rouge Malachit. Nu am testat originalul, însă mie îmi place foarte mult acesta și are un preț bun. Îmi place mult și prezentarea lui și am terminat și cu această categorie. Uitați-vă ce sticlă are. Superb și foarte grea. Și haide să trecem la Blind Buy-ul lunii martie. Este acest Amo Ferragamo pe care îl ador. Este un parfum de la care nu aveam așteptări și de aceea m-a dat pe spate, pentru că de mult aveam de gând să îl testez, dar uitam de fiecare dată când ajungeam în magazine. Pur și simplu l-am ignorat o perioadă și am zis să-l testez într-o zi în magazin și m-a dat pe spate. Îmi place foarte mult acest parfum. Este un parfum care pe mine persistă foarte bine, să știți că părerile sunt împărțite și știu că și voi, unele dintre voi ați spus că nu persistă pe voi. E bine, să știți că mie mi se pare un parfum foarte bun din toate punctele de vedere. Amo Ferragamo este format dintr-o parte fructată, o parte aromatică și o parte vanilată și îmi place foarte mult cum toate aceste părți se combină. Îmi place mirosul acestui parfum, îmi place cum se simte ceaiul în acest parfum, vanilia, are și lemn de santal, este un pic cremos, are o deschidere vibrantă, fructată, cu citrice dulci. Da, îmi place foarte mult parfumul acesta. Dacă nu l-ați testat și ați făcut și voi la fel ca mine, eu zic să-l testați pentru că este minunat. Și haideți să trecem și la obsesia lunii martie, care este acest Irresistible de la Givenchy. Dacă nu aș avea atâtea parfumuri în colecție, acesta ar putea să fie parfumul meu semnătură în această perioadă. Îmi place foarte, foarte mult cum miroase. Este un parfum foarte feminin, modern, vesel. Și în acesta regăsim pară, ambretă, trandafir și iris, mosc și cedru de Virginia, dar are o deschidere fructată. Trandafirul acela nu este ca orice trandafir pe care îl găsim în parfumuri. Din punctul meu de vedere este un trandafir fructat. Irisul nu este prea pudrat, dar îi dă, nu știu, îl face deosebit faptul că acest trandafir fructat se combină cu irisul care este pudrat. Este minunat. Mosc și cedru de Virginia avem în bază. Per total este un parfum modern, un parfum feminin, un parfum romantic și foarte potrivit de a fi semnătură. Îmi place extraordinar de mult cum miroase, îmi place și sticluța lui care este una elegantă și da, minunat și acest parfum. Și haideți să trecem și la floralele lunii martie și am purtat cu mare plăcere Gucci Bloom Nettare di Fiori. Îmi place că nu este un floral basic, este un floral dulce, nectarul florilor. Un parfum destul de profund, un parfum mai dark așa, un floral mai dulce, dar și dark. Da, nu este floralul acela foarte luminos. Aici avem ghimbir și trandafir în deschidere, avem flori albe, mosc, osmantus și patchouli. Foarte feminin și foarte frumos parfumul acesta, avem și tuberoze și iasomie și îmi place foarte mult caprifoiul în parfumuri pentru că oferă acea dulceață care mi-e place foarte mult. Da, este un parfum feminin și frumos, primăvara îl port de fiecare dată și cam pe la începutul primăverii, așa.
Următorul floral care îmi place și pe care l-am purtat este acest Idyl de la Guerlain. Este apa de toaletă, aici avem lăcrămioare, avem trandafir, avem și liliac și este un parfum mai fresh. Un floral mai proaspăt, un floral luminos, un buchet de flori foarte frumos. Avem și sticla aceasta superbă. Da, miroase și acesta foarte bine. Știți că îmi place foarte mult acesta, numai bun de primăvară. Persistă și foarte bine. Și îl ador, îl ador. Un alt parfum pe care l-am purtat luna aceasta este Chanel Gabriel Essence și încă îl analizez, încă îl testez, încă vreau să văd cât persistă, dar mi-a plăcut să-l port. Am fost uimită că a persistat foarte bine pe mine, mi-a plăcut cum l-am simțit, dar o să mai revin cu impresii despre el. Mi se pare așa un parfum foarte elegant, dar fresh, proaspăt. Nu neapărat îi găsesc notele pe care le are în compoziție, dar este un parfum proaspăt, proaspăt și elegant, așa foarte, îți dă o stare super bună parfumul acesta. O să revin cu impresii despre el și despre celălalt, apa de parfum. Următoarele două parfumuri fac parte tot din descoperirile lunii. Aș putea să spun că fac parte din categoria mă bucur că au intrat în colecția mea. Vorbim aici despre Poison Girl de la Dior, apa de toaletă și despre Ananda Dolce de la M. Micalef. Vai de mine, vai de mine! Ador parfumul acesta, am doar 30 de mililitri, mi se pare un parfum potrivit, nu știu, mă duce cu gândul la o vacanță, mă duce cu gândul la o vacanță, mă duce cu gândul la un picnic, mă duce cu gândul la dimineții de vară, are o piersică acolo foarte suculentă, proaspătă, deci este un parfum foarte, foarte frumos și încă nu l-am purtat pentru că am de gând să-l port, nu știu, nu vreau să-l port așa pe lângă casă, dar o să mai discutăm despre el, iar acesta... Poison Girl, o de toalet, m-a impresionat cu deschiderea lui, care este minunată. Da. Citrice, dulci, prăjituros. Îmi place foarte, foarte mult. Din nou, m-a dat pe spate pentru că nu prea știam la ce să mă aștept din partea acestui parfum. Îmi place extraordinar de mult și mă bucur că a intrat în colecția mea. O să analizez apa de parfum și apa de toaletă și o să revin cu un clip. Da, îmi ia destul de mult timp să fac toate lucrurile astea, să analizez parfumuri, să vin cu un clip, dar va veni și clipul cu floralele. Voi analiza și parfumurile acestea și o să vin și cu un clip despre ele. Și haideți să trecem și la partea de produse pe care eu le-am folosit și pe care vi le recomand. În primul rând am aici un fond de ten de zi cu zi, True Match de la L'Oreal, este un fond de ten pe care eu l-am recumpărat pentru că îmi place foarte mult cum se așează pe tenul meu. Eu am un ten normal uscat, adică un fond de ten care are acoperire prea mare și nu este cremos, se vede destul de urât când se usucă pe tenul meu. Acesta este mai hidratant, este un fond de ten care se întinde foarte bine, este un fond de ten pe care poți să-l folosești de zi cu zi, să pui o cantitate mică și să arate destul de natural. Poți să folosești mai mult și să aibă o acoperire mai mare. Ce îmi place foarte mult că nu arată, nu se vede pe ten urât. Adică după câteva ore arată destul de bine pe ten. Are și un preț ok. Eu am nuanța 1.N, neutral undertone, ton neutru și cam asta este. Îmi place mult de tot acesta.
l-am mai avut și îl folosesc cu plăcere. Tot la capitolul machiaj, am venit într-un clip trecut cu paleta aceea de la Natasha Denona, cu blush, cu mai multe nuanțe, cu iluminator. Ei bine, aici am varianta mini și să știți că am foarte multe palete în colecție, dar aș putea să supraviețuiesc doar cu aceasta pentru că are niște nuanțe foarte frumoase, naturale. Se numește Biba asta. Eu o am dintr-un advent calendar Sephora, însă cred că se găsește pe Sephora varianta aceasta mică. Găsiți variante mini. Foarte utilă este, foarte bună pentru poșetă, pentru călătorit. Ai tot ce trebuie. Folosesc aceste două nuanțe. Este de ajuns. Îmi place mult și nuanța aceasta. Așa arată și pe spate. Da, sunt super, super mulțumită de paletele de la Natasha Denona. Și ultimul produs de la această categorie de machiaj, avem Rare Beauty, un balsam de buze, un gloss, se numește Nearly Mauve nuanța. Îmi place foarte mult că nu se lipesc buzele, este confortabil, este o nuanță plăcută și o folosesc cu creionul de buze Pillow Talk. Se potrivește foarte bine nuanța aceasta cu acel creion de la Charlotte Tilbury, Pillow Talk, și îmi place combinația. Mai departe am un produs pentru curățare a tenului. Din nou, un produs pentru tenul uscat, pentru că na, îl folosesc eu și așa am tenul. Evercalm de la Ren, Cleansing Milk, un lapte de curățare. Îmi place că curăță, dar și hidratează tenul. Îmi place foarte mult să folosesc produsul acesta. Din nou, l-am primit dintr-un calendar advent de la Sephora, dar produsele de la Ren în general sunt foarte populare și foarte iubite. Ultimul produs despre care vorbim este o mască de păr. Este Color Therapy Mask Intensive Vitalities, o mască de păr, tratament pentru protecția culorii. În ultima perioadă nu prea mai eram așa mulțumită de măștile pe care le găseam în market, mă refer, dar aceasta chiar mi-a plăcut, descurcă părul, îl lasă strălucitor. Nu trebuie să stau foarte mult cu ea în cap pentru că nu am răbdare. Nici nu cred că are un preț prea mare, cred că se găsește în market și da, este o mască care mie îmi place și pe care o folosesc. Ei bine, acestea au fost favoritele lunii martie. Sper că v-a plăcut acest clip. De-abia aștept comentariile voastre. Spuneți-mi dacă ați testat produse pe care vi le-am prezentat eu astăzi. Cum vi se par și vouă, parfumurile la fel, ce părere aveți despre ele, ne auzim în comentarii, o să discutăm acolo. Sper că v-a plăcut acest clip, pe mine mă găsiți pe Instagram, abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă și ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa! My appetite.